Începând cu data de 1 august, Consiliul Județean Argeș are un nou secretar general. Ionel Voica, angajat al prefecturii de 17 ani în funcția de jurist, a câștigat acest concurs. Înainte de a începe să le dau cuvântul colegilor mei, am să vă rog să-mi permite să vă prezint câțiva membri noi a echipei de conducere din cadrul Consiliului Județean Argeș. Este vorba de secretarul general al Consiliului Județean Argeș, domnul Voica Ionel, pe care îl știți, probabil unii dintre dumneavoastră, dacă nu-l vedeți astăzi, a participat la concursul pentru secretar general și l-a luat cu punctajul cel mai mare. Și începând cu 1 august, este secretarul general al Consiliului Județean Argeș. Îmi propun să am o relație punctuală, cordială, atât cu ceea ce înseamnă conducerea Consiliului Județean, cât și cu Consiliul Județean ca autoritate a administrației publice locale, și activitatea să se desfășoare în limitele și cu respectarea strictă a legii. Mulțumesc mult de tot! Tot în cadrul conferinței de presă organizată astăzi în Sala Mare a Consiliului Județean Argeș a fost făcut public și numele noului director al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat, în persoana domnului Eduard Ciognitu, care activează de mai mulți ani în cadrul Consiliului Județean Argeș. Am la dispoziție 90 de zile pentru a-mi stabili prioritățile conform planului de administrare realizat de Consiliul de Administrație. Planul meu de management va include principalele obiective pentru un an de zile. O să încerc să-mi desfășor activitatea conform planului și în concordanță cu legislația în vigoare.